Bună dimineața! Ultima zi cu Soarele în semnul Fecioarei, prima cu Mercur în semnul Balanței. Încetul cu încetul, niște schimbări de care vor profita în primul rând semnele de aer, adică Gemeni, Balanțe și Vărsători. Prin claritate în gândire, limpezime în scopuri și dorință și eficiență în acțiune. Ia deja un zastrele pentru cele 12 zodii. Berbec. Sunt rugăminți și solicitări mari din partea copiilor. Vă gândiți poate la economii pentru educația lor sau cu cheltuieli cu activități extrașcolare, sportive, artistice. Revenire cu surprize și cu emoții în viața sentimentală al celor care actualmente sunt singuri. Tau. Ar putea fi ziua cea mare pentru cei aflați în căutarea perechii de suflet. O discuție sau o întrevedere cu o persoană pe care deja o știți, dar nu a avut niciunul curajul să facă primul pas. Pentru cei aflați într-un alt stadiu al relației, cerere în căsătorie, emoții, bucurii. Gemeni. O dihnă activă. Faceți un tur pe dealurile din jurul unei stațiuni sau ieșiți cu ai voștri la o plimbare. Faceți un drum de plăcere în apropierea reședinței voastre. Vă solicită poate un prieten o mână de ajutor și petreceți după aceea. Rac. Vreți să dați uitării mici întâmplări care au stat în calea fericirii voastre. Să începeți o viață nouă în care să vă simțiți împliniți și iubiți. Luați masa în doi sau mergeți într-un loc de care vă leagă amintiri frumoase și faceți planuri de viitor. Leu. Vă bucurați de vizita unei rude sau unui prieten bun. Ieșiți împreună și arătați orașul, noutățile. Are poate nevoie să-i fiți ghid. Nu au intrat zilele în sac, se poate să se finalizeze cât de curând o tranzacție imobiliară și să vă mutați apoi în casa nouă. Fecioară. Pregătiți investiții, renovări, schimbări, însă vă interesează și ce ați putea face cu mâinile voastre, printre altele și pentru a reduce din cheltuieli. Primiți o propunere ce pare la început o glumă bună. Descoperiți în timp însă că merită să fie analizată. Balanță. Nu vă dă pace gândul că nu ați fi capabil să realizați ceva. Întoarceți o problemă pe toate fețele și căutați soluții de care numai voi sunteți în stare. Vă bucurați să oferiți un cadou ființei iubite cu banii puși deoparte în ultima perioadă. La fel de bine însă ați putea primi și voi unul. Scorpion. Telefon de curtoazie din partea cuiva drag cu care vă vedeți totuși mai rar. Și poate că tocmai de aceea aranjați o întâlnire, o vizită. Astăzi, și nu contează dacă sunteți gazde sau invitați, e important este să mențineți legătura. Săgetător, în sfârșit de săptămână numai bun să vă acordați un regaz, să vă îngriziți și de voi, să mergeți la un spa, la masaj, la un salon de coafură, poate, să vă odihniți. Vă vin idei bune, aflați lucruri practice pe care abia așteptați să le puneți în aplicare în săptămâna care vine. Capricorn, în tot ceea ce faceți în această perioadă, gândurile vă sunt legate de activitatea voastră profesională. Ați avea șanse mai mari de succes dacă petreceți suficient timp cu colegii, cu prieteni. Veți observa că lucrurile nu depind doar de voi. Vărsător, puțină delicatețe este binevenită. Evitați să fiți critic față de un partener sau față de un prieten, chiar dacă ideile acestuia nu au prins încă un contur coerent. Stă în puterea voastră să le analizați, să oferiți sugestii pentru un proiect ce se poate arăta totuși fezabil și interesant. Pești. Aveți nevoie de liniște, să vă puteți gândi la activități ce trebuie terminate, la o etapă din viața voastră ce se consumă și să începeți alta pentru care aveți gânduri mari. Apare și o invitație să petreceți seara în oraș alături de prieteni și sunteți tentați să-i dați curs. Să avem o zi bună! Yeah!